Descoperire macabră, un bărbat neidentificat încă de polițiști găsit mort în râul Dâmbovița. Cadavrul unui bărbat de aproximativ 50-60 de ani a fost găsit în această după-amiază în amonte de barajul din localitatea Dâmbovița Năvăcărești, pe malul stâng al râului Dâmboviț. Polițiștii nu au reușit încă să afle identitatea cadavrului. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean, polițiștii din Văcărești au fost sesizați despre faptul că în amonte de barajul din localitatea Dâmbovița Năvăcărești, pe malul stâng al râului Dâmbovița, în zona Râpa, a fost găsit un cadavru cu identitate necunoscută de sex masculin adus de apa râului. Cadavrul a fost văzut de soția primarului comunei Lucieni, care se afla cu mai mulți oameni la fân într-o grădină situată pe malul drept al râului Dâmbovița, pe raza comunei Lucieni. Deci în jurul orei 15:45 am fost înștiințat de soția mea că în zona Râpa din comuna Lucieni, pe malul stâng al râului Dâmbovița, ar fi un cadavru. Imediat în secunda următoare am venit încoace, am constatat și eu prezența și m-am identificat. În 3 minute am anunțat la 112, serviciul de urgență, situația descoperită. Aveți un bărbat dispărut? Știți ceva de vreun? Nu. În comuna Lucien, nu. Credeți că este adus de râu? Cred că este adus de râu Dâmbovița din Amonte. Erați la fân și ați observat cadavrul, nu? Da. Noi am venit să aruncăm fânul pentru că a venit apa peste el și mi s-a părut, ba că e, ba că nu e, până la urmă așa s-a adeverit că ar fi un cadavru. Ce știți, ați auzit ceva, ar fi cineva dispărut din sa sau ce credeți? Este adus de apă? Nu e adus de apă, sigur că a fost apa mare, mă mir că l-a băgat și pe aici pe locuri. Ne-a chemat un băiat, veniți să vedeți, mi s-a părut că e un cadavru, când ne-am dus, într-adevăr așa e. Și am văzut noi de la distanță, în putrefacție. Probabil. Ce credeți? Că este adus de apă? Sau? Da, de apă. Păi oricum e în putrefacție și a fost apa mare zilele acestea. Și... Am văzut un cadavru pe malul stâng, care aparține comunei Văcărești. Am fost la strâns fân aici și l-am văzut primul. Ce credeți? Că este din zonă sau adus de apă? În zonă nu s-a auzit că ar fi dispărut nimeni, așa că bănuiesc că l-au adus apă din amont. Pentru a putea scoate cadavrul la mal a fost nevoie de intervenția pompierilor care au sosit la fața locului. Echipajul de pompieri a acționat pentru scoaterea unui cadavru din râul Dâmbovița. Intervenția a pus oarece probleme deoarece malul despre care s-a intervenit era destul de abrupt și nu se cunoștea adâncimea efectivă a apei. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului, însă nu s-a putut stabili identitatea acestuia. Am fost sesizați că pe malul stâng al râului Dâmbovița a fost găsit un cadavru cu identitate necunoscută. Polițiștii s-au deplasat la fața locului. Este vorba despre cadavrul unui bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Acesta nu prezintă urme de violență. Va fi preluat de serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei și stabilirii împrejurărilor decesului. Cadavrul nu prezenta urme de violență, era în putrefacție și a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița în vederea efectuării necropsiei.